Bun. Păi, bună seara încă o dată tuturor. Cred că acum putem să începem. În seara asta o să facem o discuție despre greva generală din 1920, de la care s-au împlinit, de fapt, în luna octombrie 100 de ani. Am vrea să fie o discuție care să implice mai multă lume. Eu și David, sunt David Schwartz, sunt regizor de teatru, dar preocupat de istoria recentă și mai puțin recentă a mișcărilor sociale și mai ales a metodelor de rezistență ale muncitoarelor și muncitorilor. Împreună cu Mihai Burcea, care e istoric, am intrat puțin în documentarea ce s-a întâmplat cu greva. Sigur că materialul e foarte, foarte amplu și nici o bună parte din surse nu sunt disponibile în general și altele nu sunt disponibile acum din cauza pandemiei, dar oricum astăzi o să încercăm să facem o discuție în care să prezentăm niște lucruri, poate să reflectăm puțin asupra lor și eventual să facem și schimb de informații, că deja văd pe aici că mai sunt prezente persoane care știu și ele destule despre evenimentele respective și despre contextul social și politic din jurul grevei. Noi în ultimele zile am făcut și eu niște săpături așa în istoria, să zicem, a geografiei grevei, așa că o să ne concentrăm în primul rând pe București. Am făcut o hartă cu locuri mai importante ale grevei generale, aici incluzând foste fabrici, uzine, ateliere de unde au participat lucrători la grevă, dar și niște locuri ale mișcării sindicale și politice, sediul Partidului Socialist, care era și sediul Comisiei Centrale a Sindicatelor și sediul ziarului Socialismul, dar și niște locuri ale represiunii, sediul poliției, sediul închisorii Văcărești și alte sedii ale cazărmilor în care au avut loc procese sau în care au fost închiși diversi participanți la grevă. O să fac în felul următor, o să dau un share screen și practic o să vedeți și dumneavoastră sau și voi ecranul în care apare la mine pe calculator. Acum ar trebui să-l vedeți cu harta Bucureștiului pe care sunt marcate diverse locuri semnificative. Și eu aș începe puțin de la una dintre fabrici. Aș zice să am zis eu să începem de la fabrica Vulcan. Acum dacă vedeți, am apăsat pe aici, o să vedeți și câteva fotografii. Dintre care unele sunt cu cum arată fabrica acum. Fabrica era la momentul respectiv situată ca atunci la marginea Bucureștiului, acum, dar că nu știu de ce nu merg fotografiile, ar trebui să meargă totuși. Ba da, acum merg. Deci fabrica e situată în zona 13 septembrie, în cartierul 13 septembrie, care la momentul respectiv era la marginea Bucureștiului și acolo erau mai multe fabrici în care majoritatea lucrătorilor au participat la grevă. Aș discuta un pic întâi despre context, încerc să fiu scurt despre context și mai ales despre situația muncitorilor.
Situația era foarte destul de dificilă și de complicată. Pe de o parte, numărul de muncitori a crescut foarte mult în România de la 1900 până în primii ani de după primul război mondial. Realmente țara a început timid să se industrializeze și atunci s-a ajuns de la câteva zeci de mii la sute de mii de muncitori. Se estimează că nu există o statistică exactă pentru că nu s-au făcut statistici exacte, dar este de presupus că în perioada 1920-1921 erau undeva în jur de 5-600 de mii de muncitori aici, incluzând nu doar și muncitorii forestieri, și incluzând și angajații din instituțiile și muncitorii manual din instituțiile publice, deci din fabricile de stat. Numărul era deci începuse să fie destul de consistent. Însă condițiile erau foarte grele. Până în 1918, pe de o parte, toată societatea venea după război. În contextul ăsta, foarte mulți oameni sărăciseră, clasa muncitoare era foarte afectată, majoritatea aveau decedat sau răniți în familie în urma primului război mondial. Pe de altă parte, situația, munca la început în 1918 era aproape nereglementată, adică se lucra 10, 12, 14, 16 ore, lucrau inclusiv copii, nu exista un program. Pe de altă parte, exista o problemă uriașă, aceea inflației. Inflația a fost galopantă în toată perioada, ca atare salariile chiar și atunci când creșteau costurile, salariile de fapt nu se mai reflecta în costurile vieții. Însă pe parcursul anilor 1918, în special în 1918, avem și acest episod de represiune absolut sinistră de la 13 decembrie cu ocazia grevei tipografilor, când armata trage în populație și omoară undeva peste 100 de persoane, de muncitori și muncitoare. Însă după episodul din 13 decembrie, pe parcursul anului 1919, mișcările de protest, grevele și revoltele cresc și se intensifică. Adică episodul 13 decembrie mai degrabă i-a îndârjit pe oameni decât să-i sperie. Și pe parcursul anului 1919 muncitorii obțin destul de multe victorii punctuale, în sensul în care reușesc în multe dintre fabrici să reglementeze numărul de ore. De asemenea, salariile cresc și atunci lucrurile într-un fel se îmbunătățesc pe de o parte și atunci dau încredere lucrătorilor că pot obține și mai multe drepturi. Deci aici este o secundă că iau tot. Bun, deci așa aici uitați, vedeți și un tabel, cred că îl vede toată lumea, cu nivelul producției industriale în 1919 față de perioada antebelică. Deci aici era o creștere, vedeți și un tabel. Scuze, cred că cineva are microfonul deschis, o să vă rog să le închideți pentru că mă aud eu în perioada antebelică. Deci era o creștere și un sau dacă nu o să vă închid eu că da, hai că am reușit să vă închid eu. Bun. Revenind, deci vedeți aici o creștere clară a producției față de perioada interbelică, înseamnă mai mulți lucrători. Pe de altă parte, aici aveți și un tabel comparativ în care se vede cam pe parcursul anului 1919, deci în 1919, cât crescuseră salariile față de perioada dinainte de război și cât crescuseră prețurile. Și atunci vedem că de fapt
creșterile salariale erau în bună parte diminuate, dacă nu chiar anulate. De fapt, erau anulate cele mai multe ori de creșterea prețului, adică cu toate că oamenii câștigau un pic mai mult, de fapt, o duceau mult mai, mult mai rău. Pe fondul acestei situații, în 1919, se câștigă o serie de drepturi. Iarăși e un microfon deschis și mă aud. Ba, nu, văd că nu. Se câștigă o serie de drepturi. Dar uitați inclusiv la reglementarea numărului de ore de muncă. Avem mici victorii în anumite, domenii, în altele chiar înfrânge, cum e în industria minieră, unde se lucra în 1920, se lucra chiar mai mult decât cu un an în urmă. Însă, deci, pe de o parte, situația și pe parcursul anului 1920, grevele continuă, dar devin mai puțin eficiente, adică încet încet de fapt patronatele se regrupează, devin mai puternice, statul pare că de fapt îi cam susține, și atunci, în ciuda faptului că avem pe parcursul anului 2020 câteva sute de greve, practic avem în fiecare zi, mai începea o grevă undeva în România, un peisaj care acum pare de într-un fel de necrezut, cu toate astea, dar care e ușor de înțeles în context, cu toate astea de fapt se obțin drepturi mai puține. În același timp, avântul muncitor este mare, inclusiv pentru că există un întreg context internațional revoluționar. Avem Revoluția Sovietică, avem Revoluția din Ungaria, care era abia tranșată, avem o revoluție comunistă în Germania. Deci avem un context și european revoluționar, și atunci pentru bună parte dintre muncitori există un avânt, există exemple, deci există un cu totul alt orizont de așteptări și pentru ce se întâmplă în România. Însă, sigur, statul nu stă degeaba și nici reprezentanții patronatelor nu stau degeaba, așa că până la urmă negocierile au tot mai puțin succes, grevele devin din ce în ce mai lungi și se obțin victorii din ce în ce mai mici. Ajungându-se, totul culminând în luna septembrie cu legea Trancu-Iași. Trancu-Iași era ministrul muncii, din nou înființat un minister al muncii, că până atunci România nu avea un minister al muncii, s-a înființat în 1920. Dar legea Trancu-Iași, care părea că oferă niște concesii, dar de fapt interzicea două lucruri extraordinar de importante. Pe de o parte, interzicea organizarea în comitete de fabrică. Ori pe parcursul anului 1919, exact aceste comitete de fabrică au fost cele care au negociat și care au obținut victoriile în relație cu conducerea. Și pe de altă parte, cel puțin la fel de important, interzice de facto greva, în sensul în care greva nu mai poate să aibă loc decât după o serie de accesarea unor comisii de arbitraj, care trebuie să includă și patronat, și sindicat, și niște reprezentanți ai statului. Astfel tergiversându-se foarte mult lucrurile. Deci ce se întâmplă de fapt este că grevele atât spontane cât și organizate, dar fără apel la acest arbitraj, devin ilegale. Or, de fapt, această lege este cu măsurile ei într-un fel politice, dar care îngrădesc organizarea politică a lucrătorilor, dar și îngrădesc și organizarea sindicală, sunt cele care într-un fel pun capac. Însă de fapt situația în țară era foarte gravă și din alte puncte de vedere. Era o diferență mare între ce se întâmpla în București și ce se întâmpla în restul țării, mai ales în provinciile nou alipite, dintre care unele erau cele mai industrializate, Bucovina și Transilvania. Lucrurile erau și mai grave, adică în Basarabia funcționa în continuare starea de asediu. În Bucovina și în Ardeal nu funcționa, dar de fapt o funcționa, în sensul în care în continuare foarte multe procese civile ale unor muncitori care protestează sau care se opun erau judecate în tribunale militare. Pe de altă parte, o altă problemă care era absolut halucinantă, o vedem noi astăzi, era cea evacuărilor și expulzărilor. Practic se întâmplă două lucruri. Diversi muncitori recalcitranți, considerați recalcitranți, sunt
evacuați din locuințe, sunt practic expulzați în localitățile de unde au provenit. Era o lege care era complet aberantă, conform care oamenii au practic ridicați de acasă și trimiși în satul de unde erau ei de proveniență. Iar în cazul celor care etnicilor maghiari, ucrainieni, ruși, evrei care încă nu aveau cetățenie română, sunt o practică constantă, sunt expulzările dintre cei muncitori, dintre ei care erau considerați recalcitranți, erau pur și simplu aruncați peste graniță fără niciun fel de altă discuție. Și în sfârșit, un alt lucru care se întâmplă și care pune și care contribuie la nemulțumiri este situația așa numitelor case de boală, adică casele de asigurări, care în Bucovina și în Transilvania erau autoadministrate, în sensul în care case de asigurări erau administrate la nivel local și nu țineau de o casă de asigurări centrală. În vechiul regat, în schimb, ele țineau de o casă de asigurări centrală și banii se pare că nu prea ajungeau niciodată în caz de accidente de muncă, în caz de boli profesionale, în caz de îmbolnăviri, nu prea ajungeau la muncitori. Deci exista o mare nemulțumire față de faptul că muncitorii cotizează la aceste case de boală și că nu li se întoarce nimic. Ori în 1920 apare și o lege care să unifice situația caselor de asigurări la nivelul întregii țări, să le centralizeze pe toate. Și asta era un alt motiv mare de nemulțumire. Una peste alta, ăsta fiind contextul, ideea grevei generale se tot vehicula. Se vehicula pe tot parcursul anului 1920, chiar au mai și existat diverse tentative mai mici în vară, s-a tot discutat și cam toate mărturiile confirmă că exista o presiune de jos în sus. Exista din partea muncitorilor o presiune către liderii sindicali și către liderii Partidului Socialist să încerce o grevă de mari dimensiuni. Și ceea ce se întâmplă de fapt este că în 10 octombrie, la întâlnirea Partidului Socialist și a Comisiei Centrale a Sindicatelor, cei mai mulți reprezentanți din țară și din București presează de fapt conducerea să organizeze greva generală. Să încerce să redacteze un ultimatum care să cuprindă cam revendicări în direcția celor despre care am vorbit mai devreme și să declare greva generală. Aici vorbele sunt împărțite, fiecare dintre cei care au lăsat mărturii spune cam altceva. Cert este că o bună parte din liderii Partidului Socialist nu prea doreau greva sau sperau mai degrabă să amenințe cu greva și guvernul să cedeze. Se redactează un memoriu care are un format destul de ultimativ, în sensul în care se spune că dacă nu se vor atinge o serie de revendicări, în primul rând să se anuleze legea Trancu Iași, să intre în legalitate comitetele de fabrică și să se reglementeze situația cu casele de boală și să se renunțe la starea de asediu și la cenzură pe tot teritoriul țării. Și se spune că dacă aceste puncte nu vor fi atinse, se dă un ultimatum de cred că de 7 zile, după care se va declanșa greva. Câțiva dintre liderii Partidului Socialist merg să negocieze, nu sunt primiți de prim-ministru, sunt preluați de Argentoianu, de ministru de interne. Argentoianu, memoriile lui, spune că se joacă cu ei, ceea ce pare că a fost cam adevărat, în sensul în care se preface că nici nu-l interesează subiectul și în orice caz... guvernul dă de înțeles că nu va ceda. Având în același timp diverse informații că muncitorii n-ar fi pregătiți pentru grevă.
discuțiile sunt, planul se pare al celor din partidul, al liderilor Partidului Socialist era să înceapă greva, era să înceapă greva, să mai aibă 2-3 săptămâni să pregătească greva, numai că între timp se mai întâmplă altceva. În 17-18 octombrie izbucnește o grevă generală la CFR, la atelierele, la CFR și la atelierele, dar și la mecanici, o greva mecanicilor care provoacă și greva atelierelor. Ora asta de fapt grăbește greva și până la urmă ei sunt obligați în 20 octombrie, cu sau fără voia lor, liderii Partidului Socialist proclamă greva generală. Ceea ce s-a întâmplat este că cel puțin pentru două zile o bună parte din țară a fost realmente paralizată. Cifrele participanților la grevă sunt foarte, mă rog, sunt foarte controversate, în sensul că cifrele oficiale au fost undeva, statul a calculat că undeva la 63-65 de mii de muncitori au participat. Mihai Rolea, pe vremea aia, în cartea despre greva generală din 37, estimează numărul undeva la 200 de mii. Apoi cifrele au tot crescut pe măsură ce a trecut timpul. În cea mai consistentă publicație despre greva generală, coordonată de Nicolae Goldberger și publicată în 70, se avansează inclusiv numărul undeva până la 500 de mii de lucrători, iar în Nicolae Burcă se numește, nu? În Istoria Social-Democrației, publicată după 90-94, vorbește și el de undeva la 400 de mii de participanți. Indiferent care ar fi situația, numărul a fost foarte mare, adică un număr de cel puțin 200 de mii, care estimarea lui Rolea din 37 pare realmente rezonabil, în acord cu toate mărturiile și inclusiv în acord pentru că în acord cu zilele de muncă pierdute, pe care de asemenea tot statul a făcut o statistică în care le-a centralizat și care sunt realmente foarte multe, adică ei au dat undeva la 341 de mii de zile de lucru pierdute din cauza, în total, de toate fabricile din cauza grevei. Cert este că a cuprins majoritatea ramurilor, deci toată industria. O să mă întorc acum un pic la hartă. Numai pe București, dacă ne uităm, avem pirotehnia armatei, avem fabrica de tutun, avem... Bună seara, vă spun și eu, scuze. Bună seara. O să-ți închizi. Așa, Orian, gata. Avem morile, avem tipografiile, avem fabrica Vulcan, avem fabrica de ulei, avem fabrica de echibrituri, fabrica Leometre, deci fabricile de mașini grele, de fapt, care erau și Leometre și fabrica Wolf. Avem uzina de apă și gaz și electricitate care intră în grevă, ceea ce sigur că era un lucru destul de grav, în sensul care erau cei care asigurau apa și curentul și gazul pentru orașul București. Și acum astea sunt doar exemplele cele mai, și fabrica Vulcan aici, atelierul de apoi este și atelierul de confecții, da, pe care nu știu ce nu reușesc să-l văd acum, să-l vizualizez acum. Deci avem practic majoritatea fabricilor importante în București opresc, sau cam toate fabricile importante opresc lucru, și la fel atelierele CFR. Deci și la atelierele CFR și la fel și mecanicii de tren opresc lucru. Se oprește circulația trenurilor în toată țara.
este armata chiar organizează un serviciu de poștă aeriană ca să poată să circule măcar poșta de primă necesitate și diversele necesități ale statului. Deci în multe alte orașe se opresc inclusiv tramvaiele. În multe orașe se închid și magazinele. În București rămân deschise magazinele, rămân deschise restaurantele, rămân deschise tramvaiele, ceea ce nu creează o imagine foarte bună sau foarte unitară și nu dă asupra, deci nu există chiar o oprire completă a activităților, dar în orice caz lucrurile devin realmente dificile, cel puțin pentru cele câteva zile, 21, 22, 23 octombrie. Însă sigur că statul nu stă deloc, adică nu așteaptă să se destrame întreaga construcție socială, ci dimpotrivă vine cu măsuri represive foarte dure. Adică în primul rând militarizează de fapt întreprinderile și pentru toate întreprinderile de stat practic dă ordin, practic îi mobilizează pe muncitorii și îi încazarmează. Muncitorii devin soldați și sunt obligați, nu numai că sunt obligați să vină la lucru, sunt obligați să rămână în fabrică inclusiv pe timpul nopții, să nu mai părăsească locul de muncă. Asta e o primă măsură represivă foarte dură, după care trece și la o serie de la niște arestări în masă, adică numai în prima zi în București sunt arestați 82 de lideri, în țară la fel zeci, sute de lideri arestați, undeva, deci ordinul arestaților până la urmă este de câteva mii, neestimat nici până acum sigur, adică nu am găsit nicio sursă care să dea un număr exact, dar e sigur că e de ordinul miilor. Și după arestări începe represiunea asta pe de-o parte și sigur se intensifică celelalte măsuri, expulzările, evacuările forțate. Se mai dă un alt decret conform căruia toți muncitorii care locuiesc în locuințe de la stat, dacă participă la grevă, vor fi evacuați din locuințe. Adică și atunci sigur că toate măsurile astea slăbesc destul de puternic avântul pe care luase greva. Se ajunge la tortură, se ajunge la bătăi, la Iași, o să vă și citesc o descriere a unor torturi ca să vedeți cam cum lucrau siguranța și poliția în 1920. La Bacău, Aroneanu, unul dintre principalii lideri ai mișcării socialiste, e ucis în închisoare. Ni se spune, medicul legist spune că a murit asfixiat, un stop cardiorespirator în urma asfixierii. E asasinat în închisoare. În alte părți lucrătorii sunt bătuți, sunt amenințați, sunt torturați, bărbați și femei deopotrivă, sunt arestați practic toți, practic o bună parte dintre liderii mișcării socialiste, în special cei care erau considerați instigatori, să zicem, inclusiv parlamentari. Poziția Partidului Socialist era destul de puternică în context. Existau 22 de parlamentari, 19 deputați și 3 senatori din partea Partidului Socialist. Inclusiv o parte dintre acești deputați sunt arestați, închiși și unii dintre ei și bătuți, deci nici măcar imunitatea parlamentară nu mai servește la nimic. Sigur că ăsta a fost contextul care a slăbit destul de puternic avântul, așa că încet, încet, de fapt, lucrul s-a reluat. În anumite locuri greva a ținut chiar și două, trei săptămâni, dar în mare, mare parte din uzinele, fabricile, așa mai departe, din țară și în transport, după 3-4 zile s-au reluat.
O notă discordantă, deloc onorabilă, a făcut-o Partidul Socialist din Bucovina, care când au venit în 10 octombrie la Consiliu au spus că vor face, că vor susține greva, că vor face grevă. Ei oricum programaseră cam o săptămână de grevă, deci nu la infinit, ci cam 7 zile să reziste. În schimb, când au ajuns acasă în Bucovina s-au răzgândit și chiar George Grigorovici, care era șeful, liderul de partid, care era și senator în Parlament, a ținut un discurs în care a spus că ei vor ține doar o grevă demonstrativă de 24 de ore și nici de cum nu se raliază la ideile revoluționare și așa mai, și așa mai departe. Asta a fost o lovitură destul de dură, pentru că Bucovina era de fapt regiunea cea mai industrializată. Și sigur că de fapt de aici au început diverse fisuri care pe urmă au devenit, au devenit și mai vizibile fisuri care existau în interiorul Partidului Socialist, care se va împărți în trei tronsoane cumva diferite la începutul anului 1921, dar ăsta e alt subiect despre care poate o să mai discutăm. Acum, ca să fac și eu o pauză, că am vorbit mult și am trecut cred că prin multe subiecte, m-aș întoarce un pic la situația partidului și a ziarului Socialismul. Aici vedeți, dacă vedeți în fotografii, suntem pe strada Academiei, așa arată în momentul ăsta locul unde era sediul ziarului Socialismul, sigur într-o altă clădire, asta e o clădire construită în interbelic după. Și aici a apărut și un stencil cu greva generală pe care l-am și fotografiat. Cam așa apărea, nu știu, nu pot să întorc poza, dar vedeți, cred. Așa, cam tot așa, asta e o poză cu locul, dar și poza asta e tot e tot cu clădirea de după, adică n-am găsit o poză cu chiar cu sediu. Și aici vedeți o fotografie pe care am pus-o și pe Facebook cu felul în care arăta un număr din ziarul Socialism a apărut sub cenzură, ăsta cred că e din decembrie 2020, deci, după cum vedeți, toată partea albă e de fapt text cenzurat de cenzură. L-aș lăsa și pe colegul tovarășul Mihai Burcea să intervină acum, ca să mă mai odihnesc eu puțin și poate povestești un pic despre ziarul Socialistul și despre mișcarea și sindicala și despre Partidul Socialist. Da, redacția ziarului Socialism se afla aici unde ai pus și tu fotografia, pe strada Academiei. Întreg perimetrul din jurul Palatului Regal, de pe strada Sfântul Ionic, astăzi Ion Câmpineanu, era, să zicem, o cetate socialistă în acea perioadă, pentru că pe strada Sfântul Ionic și afla sediu și principalul sediu al Partidului Socialist, la numărul 12, dar în același timp își afla sediu și librăria socialistă, deci și ziarul Socialism își afla sediu pe strada Academiei, deci la distanță de câteva zeci de metri. Aș mai merge un pic pe contextul european, ca să vă dați seama la ce nivel se ajunsese cu nivelul conflictelor de muncă, cât de ridicat era și în România. În iulie 1920 a avut loc o grevă la Arsenalul Armatei, una din sutele de greve care au avut loc în perioada 1920, care s-a soldat cu moartea unui muncitor în timpul grevei. Poliția și armata a intervenit foarte brutal. Pentru acest fapt, toate fabricile și atelierele din Transilvania a doua zi au intrat în grevă timp de o oră. Mai mult, chiar sindicatele galbene intrau adesea în grevă. De exemplu, la Poștă, Telegraf și la PTT, un sindicat al funcționarilor, perceput ca sindicat galben, a intrat în grevă pentru că guvernul nu le satisfăcuse o serie de revendicări sociale. Mă rog, în marea majoritate revendicări erau politice. Apoi, tot despre perimetrul din zona Palatului Regal, vă dați seama, toată această efervescență din zona străzii Sfântul Ionică
se desfășura la, la 50-60 de metri de Palatul Regal. Este și unul dintre motive pentru care armata în 13 decembrie 1918 a intervenit atât de brutal, pentru că s-au temut, ca tipografii să nu năvălească în clădirea palatului, în interiorul palatului. Apoi, aș mai vrea să punctez și ceva despre conflictul dintre clandestiniști, dintre grupările revoluționare comuniste și grupările și grupul moderaților care se afla în conducerea partidului. Exista un conflict foarte adânc în interiorul Partidului Socialist între tineri, între tinerii socialiști de la acea vreme, Marcel Paucăr, Lupu Goldstein, Paul Goldstein, Elena Filipovici, președinta Asociației Prietenii Naturii, și grupul moderaților din fruntea partidului, Grigorovici, Ilie Moscovici. Dar eu aș împărți în trei grupuri, adică nu sunt de acord cu părțirea asta în două grupuri. Adică stau un grup social-democrat, un grup socialist și un grup comunist care susținea, adică care era susținea afilierea internațională a treia. Dar de exemplu, Moscovici și Grigorovici nu aveau cum să fie în aceeași tabără, că au ajuns în aceeași tabără prin anii 30, asta e altceva. Da, evident, ulterior. Erau un conflict de fapt. Adică era un conflict în trei, era și mai scindat partidul. Bun, și dacă extindem puțin, putem să băgăm și gruparea teroristă. Hai bine, erau manifestat mai târziu. Nu mult mai târziu, dar și paralel cu partidul. La câteva zile după la câteva săptămâni după greva generală, când Max Goldstein a pus o mașină infernală chiar în clădirea Senatului, în Palatul Universității de astăzi. Așadar, și la nivelul Partidului Socialist exista o dezbatere privind afilierea la Internaționala a treia și cele 21 de puncte, condițiile impuse de Comintern pentru afiliere. Și de-a lungul anului 1920, această dezbatere, mă rog, mai mult în a doua jumătate a anului 20, s-a purtat o dezbatere foarte aprinsă în interiorul partidului. Apoi, revin un pic în prezent. Pe acest tur, pe această hartă pe care a elaborat-o David, și eu am rămas surprins să constat câte locuri din București, câte locuri pot fi vizitate în București pe marginea istoriei recente sociale, pe să zicem pe istoria revendicărilor muncitorești, a revendicărilor pe zona socială. Nici nu aș fi crezut că mai sunt atâtea locuri care pot fi vizitate în prezent, care poartă amprenta acelor ani. Și aș mai menționa un singur lucru, faptul că Bucureștiul este o capitală a paznicilor. Că pe unde am fost, unde n-am fost, ne-au luat la trei păzește paznicii și chiar garda militară de la mausoleul din Parcul Carol, unde nici acolo n-am avut voie să ne apropiem de rotonda mausoleului, întrucât este perimetrul special gardat de faza celor care asigură mormântul eroului necunoscut. Aș preda ștafeta ca să mai predăm discuție. Aici uitați, mai vedeți sediul Partidului Socialist. Asta e strada Câmpinanu, intersecție cu Sfântul Ionică, care astăzi se numește George Vraca. Aici era, se pare că în casa mai mică, da, Mihai, nu greșesc, da? În casa mai mică, acolo era sediul Partidului Socialist, deci acolo a avut loc și congresul din 10 octombrie, acolo a fost și redactat, cel puțin s-au gândit manifestul grevei, de acolo s-au făcut și tot acolo armata a descins chiar, cred că pe 20 sau pe 21, cred că chiar pe 21 octombrie a confiscat toate materialele, au sigilat locul și l-au păzit. Un lucru foarte important de spus pe care am uitat să-l menționez este că una dintre ceea ce pare a fi una din greșelile fundamentale care s-au făcut în organizarea grevei a fost că muncitorii au fost sfătuiți doar să încrucișeze brațele, deci semnul clasic, deci să nu lucreze, dar să rămână acasă și să nu răspundă, să nu provoace. Ca atare, rămânând acasă, oamenii și nefiind de niciun fel uniți sau niciun fel împreună, au fost foarte ușor de prins și de arestat. Practic, poliția, jandarmeria și armata s-au dus adresă cu adresă și i-au arestat rând pe rând în toată țara pe toți cei pe care i-aveau pe listă ca fiind lideri sau ca fiind buni organizatori. Aș fi vrut să menționez că inclusiv
Rosalia Frimu, care era secretară în Partidul Socialist, avem aici și o fotografie cu ea, a fost arestată în perioada respectivă și la fel s-a făcut percheziție la ea acasă. Toate arestările astea s-au petrecut într-un fel absurd, în care, evident, fără mandate, fără lucruri de genul ăsta, oamenii luați pur și simplu de acasă și acuzați de diverse acuzații fanteziste, care sigur că au culminat cu subminarea ordinii de stat sau nu știu cum e, așa ceva apare în periclitarea siguranței statului. Periclitarea siguranței statului, așa apare în proces până la urmă, care sigur că era o chestie absolut imposibil de demonstrat. Uitați aici, ăsta e locul din momentul ăsta unde s-a aflat înainte sediul Partidului Socialist. Astăzi este acest bloc de pe Câmpineanu. Deci asta era un lucru. Și acum aș reveni puțin și la istoria asta a fracturilor de interiorul partidului, pentru că de fapt mi se pare important să înțelegem că erau trei aripi, nu am întrerupt așa degeaba, pentru că de fapt exista o aripă social-democrată care era profund reformistă, complet antirevoluționară, care nu susținea niciun fel de acțiune violentă, care nu susținea niciun fel preluarea puterii prin forță, ci doar lucru exclusiv prin mijloacele democrației parlamentare. Și sigur, în aripa asta, Grigorovici era foarte puternic. Erau și alții, inclusiv ardelenii, Jumanca și chiar Fluieraș. Deși Fluieraș a fost în delegația la Moscova în octombrie, tocmai pentru o posibilă negociere cu Cominternu. Deci a rămas tot în tabăra asta social-democrată. Apoi era aripa comunistă, să zicem, care susținea filierea la Internaționala a treia în orice condiții și care vedea în Rusia sovietică nu doar un model de societate, dar vedea și un model aplicabil la momentul respectiv pentru contextul românesc. Și aici sigur intrau unii foarte, foarte tineri, cum erau într-adevăr Elena Filipovi sau cum erau frații Goldstein sau așa, dar intrau și unii mai chiar mai puțin tineri, inclusiv Alexandru Dobrogeanu Gherea și inclusiv Cristescu, deci Gheorghe Cristescu a fost de fapt liderul aripii radical comuniste. Sigur, el peste ani a ajuns și el social-democrat, dizident în regimul socialist și așa mai departe, dar la momentul 1920 el, după ce s-a întors, practic a fost parte din grupul comunist care a preluat partidul și ziarul Socialismul și a fost și primul președinte al partidului comunist. L-a trecut în ilegalitate, dar între ei se afla această aripă moderată, așa zis centristă, care de fapt susținea ideea de dictatura proletariatului, susținea ideea de revoluție violentă, dar susținea că nu e încă momentul pentru România, pentru că proletariatul de la noi nu e încă destul de pregătit. Adică am aici și din aripa asta făcea parte și Moscovici și o bună parte dintre liderii Partidului Socialist care au fost arestați. Problema este că exact din aripa asta erau cei mai mulți organizatori ai grevei. Cei mai mulți organizatori ai grevei care au sfârșit arestați. Pentru că un lucru foarte interesant care s-a întâmplat este că deși memoriul respectiv a fost semnat de 35 de lideri ai partidului, nu toți 35 au fost arestați. Cei care erau mai degrabă social-democrați n-au fost arestați. Cei din Bucovina, de exemplu, n-au fost arestați niciunul, nici Dan, nici Piștiner, care semnaseră manifestul respectiv. Deci e clar că, de fapt, statul român a operat mai degrabă pentru arestarea socialiștilor, încercarea de arestare a comuniștilor, dar nici măcar asta, și sigur pentru protejarea aripii social-democrate, care de fapt totuși negocia foarte bine, inclusiv pentru faptul că Grigorovici avea o poziție foarte puternică în Bucovina, adică acolo realmente Partidul Socialist avea, nu știu, nu numai erau senatori, dar și mai mulți deputați, aveau o poziție foarte, foarte bună. Dar sigur acolo a fost, scuze cineva, are un microfon deschis și mă aud eu pe mine. Putem să le... Da, nu, de la tine? Da. Da, cred că da. Deci scindarea asta mi se pare și importantă și interesantă, dar și discuția cumva politică mi se pare interesantă.
Moscovici publică din închisoare, a rămas închis pe tot parcursului anului 1921, publică din închisoare un fel de răspuns în care sigur că acuză pe toată lumea că practic el pierduse partidul, el fostul secretar general pierduse, adică pierduse ambele partide. Partidele s-au scindat în, așa zis, în trei partide, dar de fapt în două importante, unul Partidul Comunist și unul Partidul Social Democrat. Și sigur că cei din închisoare au rămas cumva fără obiect. Și Moscovici publică un text care mi se pare destul de bun, apropo de care era aceasta a treia poziție, pentru că celelalte poziții sunt clare și au supraviețuit până în zilele noastre. Dar de fapt poziția asta a unor socialiști revoluționari care susțineau revoluția, dar care una la mână considerau că încă nu-i momentul potrivit în România și doi la mână vreau să negocieze mai bine cu Internaționala a treia, adică să nu accepte toate cele 21 de puncte fără discuție, adică asta era poziția lor. Poziția asta a cam dispărut și mi se pare interesant de readus în discuție. Mihai, aș mai deschide totuși la poate la întrebări și comentarii. Și pe urmă, dacă vreți, ne mai plimbăm pe hartă, deși pe hartă se poate plimba toată lumea și independent, o să vă dau și un link la sfârșit de unde o puteți accesa și separat. Noi ce am făcut de fapt a fost să facem câteva fotografii cu cum arată locurile respective astăzi și acolo unde am găsit am atașat și una, două fotografii vechi în care vedeți cum arătau fabricile, uzinele respective în jurul anului 1920. Bine, unele de la 1900, altele sunt din perioada interbelică, dar vă puteți face o imagine. Așa că haideți să o să opresc un pic harta asta și o să vă rog dacă vreți să interveniți cu întrebări sau comentarii care să ne provoace și pe noi să discutăm mai departe. Și de asemenea, dacă nu vreți să interveniți verbal, puteți să și scrieți pe chat. Vedeți că este chat-ul. De fapt, văd că acum pot să văd că cineva a și pus o întrebare. Silvana, blocul modernist din spate, actualul sediu al Avocatului Poporului. Da, exact. Deci e vorba de strada Sfântul Ionică, blocul care se vede e sediul Avocatului Poporului. Da. Deci acum chiar deschidem la întrebări sau comentarii. Aș avea o întrebare, David. Da. Există în epocă cât de cât pregnant, nu spun neapărat doar așa pomenit, dar în orice caz îmi închipui că nu la pregnanța de acum, această teorie a tehnocrației, a conducerii tehnocrate, a antipopulismului de fapt, de justificare tehnocrată? Nu-mi dau seama, oare Mihai, oare poți să răspunzi mai bine? Că nu sunt, adică eu nu prea am întâlnit, dar nu am studiat așa bine problema. Adică vreau să spun că este pregnant faptul și știm asta de multă vreme, că se discuta despre revoluție, despre forme de luptă, grevă, afirmarea unor drepturi foarte bine cuantificate și așa mai departe. Dar teza tehnocrată pare că lipsește, pare că aici ar fi o diferență pregnantă în raport cu epoca contemporană. La ora actuală, când cineva cere un drept, acum suntem, spre exemplu, cu problema cu pensiile, răspunsul este nu se poate și argumentele sunt tehnocrate, nu sunt bani, nu se nu știu ce. Dacă mi-aduc bine aminte. Ce zici, Mihai? Mi se pare că primul guvern de tehnicieni a fost cel al lui Iorga, dacă mi-aduc bine aminte.
guvern de tehnicieni, pentru că asta era sintagma în epocă. Tehnicienii, nu mai știu cum. Bine, deci a existat de mai multe ori fetișul ăsta unui guvern de specialiști. De experți. De experți, adică asta mai apărea, dar într-adevăr, dacă în ce măsură logica asta economică funcționa, aici mai greu de văzut, adică nu prea am văzut eu tipul ăsta de argumentare că nu sunt bani pentru asta sau pentru asta. În același timp, în revendicările sindicaliștilor, ei spun, inclusiv Moscovici, de exemplu, la un moment dat povestește că exista unii muncitori mai înfierbântați care cereau mai mult decât și-ar fi permis fabrica respectivă. Deci ei aveau, deci exista cel puțin logica sindicală, exista tot timpul o negociere care ținea cont de context. Adică oamenii nu cereau cât știau că nu se poate da. Încercau să vadă care sunt câștigurile și cât e producția și să negocieze în funcție de asta. Deci nu era complet absentă, dar nu cred că era fetișizată în felul în care e fetișizată astăzi. Domnul Zbăganu, văd că întreabă pe chat și pe urmă văd că și Sorin. Deci hai să vedem domnul Zbăganu, care întreabă așa: majoritatea greviși au lucrat la stat, nu aveau sindicate puternice. Da și nu. Rata de sindicalizare era destul de mare peste tot. Sindicatele la stat erau puternice, adică la RMS, de exemplu, regia monopolului de stat, deci fosta fabrică Belvedere de tutun, care era acum de stat. Sau, dar pe de altă parte, problema la stat e că foarte multe erau militarizate, deci foarte multe dintre fabricile de stat erau de fapt fabrici militare, cum era arsenalul armatei, cum era pulberăria, cum era pirotehnia, cum erau materiale de confecție ale armatei. Deci în București avem cel puțin 4 fabrici mari în care se face grevă masiv, dar care sunt ale armatei. Și unde acolo a fost o lovitură într-adevăr foarte dură, pentru că deși existau sindicate, ei s-ar fi presupus că sunt mai degrabă galbene. Adică ei nu credeau că există așa o influență a unor sindicate realmente de stânga în întreprinderile de stat. Deci asta a fost o lovitură puternică. În același timp, Vulcan, Lemaître, Wolf, care erau uzine cu mii de muncitori, erau private. Și cu toate astea au participat masiv la grevă. Acum vorbesc de București, că aici am studiat un pic mai bine situația, dar cred că lucrul ăsta s-a reprodus și la nivelul întregii țări. Curg întrebările. Mai întâi o să rog pe Sorin, că cred că vrei să intervii să vorbești. Da. Bună seara, vă mulțumesc tare mult pentru eveniment. Mi-au plăcut foarte mult prezentările voastre și ceea ce faceți. Aș vrea să vă întreb mai exact ce se întâmplă în Transilvania în perioada respectivă cu greva generală. Comunitățile maghiare aveau o tradiție socialistă foarte puternică, un grad foarte ridicat de sindicalizare în rândul orașelor cu comunitatea preponderent maghiară. Sunt curios dacă se conectează la greva generală, dacă leadership-ul lor participă la acest tip de proiect sau încă șocul statului național, Unirii, era foarte puternic și erau conectați mai degrabă la ce se întâmpla cu mișcarea socialistă în Ungaria. Nu, a fost foarte puternică. Deci participarea a fost foarte puternică. În primul rând, bazinele miniere, deci în bazinul Hunedoara, Petroșani, toți minerii intră în grevă. Deci Vulcan, Petroșani, Urican, Lupeni, inclusiv la Anina, inclusiv la Minele de Aur, la Brad, la Roșia Montană, toți intră în grevă. Greva e și represiunea e foarte dură. Minele sunt militarizate urgent, chiar dacă erau private la momentul respectiv, în mare majoritate. Ale cele de aur nu, dar cele de cărbune în mare parte erau private. Deci sunt militarizate urgent, practic minerii sunt luați de acasă și obligați să ducă la lucru. Cu toate astea refuză să lucreze, intră în mină și nu lucrează, sunt amenințați că nu-i mai lasă să iasă din mină până când nu scot cantitatea de cărbune aferentă unei zile de producție. Deci și treaba continuă câteva săptămâni foarte dur. În Timișoara la fel, în Timișoara e paralizat tot orașul. Banatul sigur avea un partid socialist foarte puternic. E paralizat tot orașul, inclusiv tramvaie, nu se circulă, brutarie și pâinea, nu se dă pâine. Deci situația e așa. În Cluj, în Oradea, în Dej, în bazinul Baia Mare, la fel bazinul minier, grevă și acolo. Deci greva este extinsă.
În același timp, și am mai găsit o relatare care mi s-a părut extraordinară de la Dej, unde liderii greviștilor au fost arestați și au trebuit să-i ducă cu trenul de la Dej la Cluj ca să-i judece la Cluj și efectiv mecanicii au refuzat să pornească trenul. Deci mecanicii au refuzat să pornească trenul, toți muncitorii în gară s-au solidarizat, a trebuit, încât au fost nevoie să-i aresteze pe toți. Deci practic s-a dat un ordin, a intrat armata, s-a dat ordin de arestare în masă, au arestat toți muncitorii de la CFR local din Dej, dar sigur că arestându-i n-avea cine să mai manevreze trenul, a trebuit să aducă militari, s-a întârziat foarte mult transportul liderilor, deci militanților din Dej spre Cluj. Asta și ca un exemplu anecdotic, la care vorbește de fapt și despre forța și radicalismul într-un fel al muncitorilor care cu siguranță în Transilvania erau mai radicalizați decât liderii partidului. Deci în același timp, sigur, pericolul era enorm și sunt cazuri documentate de ordinul zecilor, deci nu 2-3, de muncitori maghiari expulzați peste graniță în Ungaria hortistă. Ungaria era deja sub regim Horthy, deci o expulzare acolo a lor ca comuniști era o chestie, un fel de condamnare, inclusiv posibil la închisoare. Și cu toate astea, statul român n-are niciun fel de de problemă în a-i expulza, mai ales din Cluj și din Oradea. Am întâlnit poziția Partidului Național pe speță. Asta poftim? Aș interveni pe poziția Partidului Național pe speță din Transilvania. Păi da, acum da, asta mai vreau să zic. Da, asta e problema, adică după aia, de fapt, bine, Partidul Național odată, dar de fapt, dacă ne uităm de fapt chiar la liderii Partidului Socialist, liderii Partidului Socialist din Transilvania, cum sunt descriși de toată lumea, deci așa îi descrie și Moscovici, așa îi descrie și Ion Pas, așa îi descriu și în diverse mărturii care apar în cartea lui Rolea. Erau pe de o parte cu reflexe naționaliste românești încă vizibile și pe de altă parte clar niște social-democrați moderați care au preferat să pactizeze cu guvernul mai degrabă decât să conducă greva. Deci cred că în Transilvania, din câte am observat eu, pare că era tensiunea cea mai mare între lucrători și lideri, de fapt, adică poate chiar mai mare decât în Bucovina, unde cred că erau foarte disciplinați lucrătorii și cu mare încredere în conducere, în conducerea social-democrată, sau în zona în București, în Iași, în Ploiești, unde realmente exista o mișcare foarte puternică de stânga și liderii sindicali foarte, foarte puternici. Sigur, erau și unii ca Dunăreanu, care era deja deputat și care aveau alte interese, dar realmente greva în Ploiești la fel a paralizat tot județul, nu doar orașul Ploiești. Am trecut un pic de la Transilvania la Ploiești, dar dacă tot am vorbit, vreau să aduc vorba și de asta, că și la Câmpina s-au întâmplat lucruri halucinante, adică la fel s-a intrat cu armata și cu sindicate galbene, deci cu muncitori aceste sindicate galbene care au de fapt finanțate de stat, s-au avut loc inclusiv arderi de cărți socialiste la sediu Partidului Socialist, membrii arestați și bătuți și dat foc la toată biblioteca cu soldați și lucrători dansând în jurul focului, deci lucruri care ne duc, care de fapt și redau o imagine asupra mijloacelor de represiune, să zic. Și Mihai, scuze, preia tu. Da, voiam doar să punctez faptul că Iuliu Maniu, președintele Partidului Național, s-a spălat pe mâini, a zis că nu se amestecă în acest conflict general. Iar președintele Partidului Țărănesc, Ion Mihalache, a declarat că greva reprezintă interesele muncitorimii, iar el reprezintă altă clasă socială, respectiv pe țărani, și nu se amestecă în această problemă. Deci, până la urmă, a rămas așa un conflict între socialiști și guvern, aliați politici foarte puțin, de pe margine, independenții și cei proveniți din zona ziarelor democrate, Constantin Mile și nu mai știu cine mai erau atunci pe lista adevărului. Cred că trebuie să mai luăm niște întrebări. Da, mai luăm întrebări.
O să sar peste o întrebare care o las pentru sfârșit, care e despre ziua de astăzi, dar nu uit. Silvana, eu nu știu ce înseamnă sindicat galben. Sindicate galben sunt considerate sindicatele constituite de fapt de patronate ca să distrugă sindicatele care, care țintez realmente apărarea drepturilor lucrătorilor. În contextul românesc, de fapt, a fost realmente strategia. Adică în 1918 încoace, siguranța a pompat în înființarea acestor sindicate galbene, care au sperat ei că le vor înghiți pe cele așa numite roșii, deci pe cele reale. Roșii însemnând că erau toate, că erau comuniste, roșii, inclusiv cele care aveau mai degrabă, erau mai degrabă social-democrate ca direcție ideologică, sau mai degrabă afiliate social-democrației. În schimb, ce a fost interesant și s-a întâmplat cel puțin în cazul grevei de la CFR a fost că culmea, sindicatul galben chiar a pactizat cu sindicatul roșu, adică greva de la CFR aia care a început un pic mai repede pe 17-18 octombrie, în aia au intrat toți, inclusiv cei care erau în așa numitul sindicat galben, care ar fi trebuit să fie de fațadă și să aibă, să fie la interfața intereselor patronale. Aici domnul Zbăganu mai spune că merită citată ordonanța lui Averescu și proclamația guvernului pită pe zidurile Bucureștilor. Da, într-adevăr, în volumul în memoriile lui Argentoianu apare. Deci la ele, acum sigur, nu știu dacă o să vă putem trimite, că le am undeva exact fotografiate. Deci cred că mai degrabă asta decât să le cităm, dar sigur că în mare parte ei, teza lor era că este o revoltă comunistă organizată din exterior sau din străinătate, care urmărește subminarea economiei, mă rog, nu se exprimă așa, dar distrugerea, atentează la siguranța națională și așa mai, și așa mai departe. Nu știu, Mihai, dacă mai vrei tu să comentezi. Dacă vreți să citiți ce e mai scandalos, da, vă rog. Nu va merge, nu s-a activat microfonul. Ok. Acum se aude. Ba da, se aude. Ok. Cetățeni. Da, cetățeni, o mână de oameni lipsiți de conștiință, profitând cu intenții criminale de condițiile grele în care trăiește toată lumea, împing din răsputeri și pe toate căile pe muncitori la greșeli nesocotite. Acești nerăspunzători au izbutit acum. Preluați. Să ademenească pe mecanici și pe pochiștii de la căile ferate ca să înceteze lucrul și să părăsească posturile. Uneltirea aceasta criminală are ca scop să tulbure viața noastră economică deja atât de grea. Asta a fost propaganda guvernului, care foarte mare efect n-a avut, ca să fim, adică cu siguranță nu tipul ăsta de propagandă a tras în jos greva, ci și măsurile represive și, mă rog, acțiunile unora dintre lideri, dar asta e partea a doua. Dacă mai sunt alte întrebări, curiozități legate mai precis de perioada respectivă. Da, văd că o mână ridicată. Da, bună seara. Da, vă felicit pentru inițiativă. Avea două întrebări. Una cumva în continuarea celei lansate deja de un alt domn din auditoriu, legată de aceste sindicate galbene. Dacă aveți, poate vreo imagine despre, până la urmă, întinderea lor, erau poate anumite sectoare, anumite întreprinderi în care să fie fost poate mai puternice, adică aveau ele vreo putere efectivă acolo unde se manifestau?
Poate și o estimare numerică a lor, eu știu, fie că vorbim de cele de stat sau private, că sunt, cum am spus, erau cumva susținute de stat. Și a doua, în chestiunea asta a conflictului care s-a extins, să spunem, la nivel național, dintre, să spunem, vectorii care au un cuvânt de spus în direcția, să spunem, acestea, a greve, de a stopa producția, să spunem, dintre vectorii de la nivel local, dacă ne puteți spune, eu știu, câte ceva de curiozitate. Scuze, n-am înțeles a doua întrebare. Care e întrebarea, de fapt? Da, deci, să spunem, anumite personaje. Adică cine ar fi persoanele sau... Da, vector care cumva să reunească și să aibă un cuvânt de spus în, să spunem, în activitatea sindicatelor, în a stopa activitatea de producție în momentul respectiv. În fapt, adică cine au fost cei care au susținut cumva greva și oprirea lucrului și care au organizat, asta e întrebarea. Da. Mulțumesc. Încep tu, Mihai, dacă vrei, cu partea cu sindicatele galbene. Eu sincer, în general, sindicatele galbene erau preponderent în zona funcționărimii. Deci cam acolo se manifestau. Cam asta ar fi. Da. Dar cifre, adică eu n-am găsit nicăieri niște estimări. Despre sindicatele celelalte sunt estimări, adică se pare că undeva până la 200.000 de lucrători erau sindicalizați, aici neinclus în sindicatele galbene. Deci în sindicatele care erau de fapt afiliate Partidului Socialist. Despre ceilalți eu n-am găsit nimic, dar sigur că poate să existe, dar eu nu știu mai mult. Asta ce știu într-adevăr e că în zona unde erau, că de obicei într-o întreprindere cei care aveau funcții de birou erau mai degrabă prinși în cele galbene și cu, de fapt, atragerea lor era mai ușoară în cele galbene. Asta da, deci într-adevăr era exact acest conflict între funcționari și muncitorii manuali, care era și cei din producție, cum ar fi. Exact, care de fapt era încurajat de patronate. Referitor la cea de-a doua întrebare, sigur, în fiecare zonă au fost, depinde foarte mult de la un oraș la altul. La Iași, de exemplu, era Gheorghe Tănase, care era și senator și care era muncitor el însuși, era un tip extraordinar de activ și de altfel a fost și dintre cei arestați imediat. Și el e clar că a pus umărul la partea de organizare. La Ploiești, eu citind, e clar că existau foarte multe figuri marcante ale socialismului românesc care erau legate de Ploiești la momentul respectiv. Nu doar Alexandru Dobrogeanu Gherea, care era plecat din țară la momentul respectiv, dar a venit imediat, dar și Dunăreanu, deci și Gherea și Dunăreanu erau chiar deputați din partea Partidului Socialist în Parlament. Dar era inclusiv Neagu Negulescu, un lider de sindicat foarte puternic care activase la Brăila, cel care de altfel a și scris Utopia de stânga Arimania, era, se pare, în Ploiești, la Ploiești în momentul respectiv. El apare pe o listă de urmăriți general, adică o listă a poliției sau a siguranței în care îi se propune arestarea. La fel, nu-i greșesc numele, nu? Jeaneta Maltus o chema, a fost a... Jeaneta Maltus cu H. Safir. Da, Jeaneta Maltus, care era la fel o lideră foarte activă, inclusiv și a venit tot de la Brăila, și care la fel e în Ploiești la momentul respectiv și apare pe lista celor care urmează să fie arestați, celor despre care siguranța consideră că conduc greva. În ceea ce privește Bucureștiul, e în bună parte lista celor arestați. Dacă vrei tu, Mihai, o ai la îndemână, că sunt vreo 7-8 nume acolo. Dacă nu, o caut eu, ca să nu omit pe cineva. Am undeva chiar articolul cu arestații, dar cred că l-am chiar în... L-am și în fapt. Dacă o să dureze un minut, dar îl găsesc. Între timp... Și bine, sigur, în Bucovina, de exemplu, clar, Grigorovici era o figură foarte puternică. Era și Piștiner, care era și el deputat și care la fel se pare că avea foarte mare influență în rândul muncitorilor. Era Dan, un al treilea, deci depinde de la un oraș la altul, erau diversi
Erau diversi lideri locali, normal, dar nu exista la momentul respectiv, din câte am observat eu, nu erau foarte prezente figurii tutelare. Uite, acum ai citesc și pe ăștia din București, Ilie Moscovici, Emanuel Socor, Petrescu Gempel, Alexandru Pătruțescu, Alexandru Oprescu, Spiridon Calu și Paul Marc și Toma Dragu. Ăștia au fost cei 8 arestați, sau 9 cred că sunt, din care Toma Dragu a fost achitat, ceilalți au fost și condamnați la închisoare. N-am înțeles nicăieri, n-am găsit nicăieri de ce l-au achitat pe Dragu. Dar bănuiesc că, nu știu, fi turnat pe ceilalți, nu știu, n-am înțeles de ce numai pe el l-au achitat și pe ăialalți pe toți i-au era ras. Deputat? Da, era deputat Toma Dragu. Da, și Moscovici era deputat, adică nu. Și Moscovici era deputat, da. Și la fel și Tănase de la Iași era deputat, a fost arestat și bătut. Da, deși în Constituție era prevăzut, în Constituția de la 1866, că trebuie acordul în cuvințarea Camerei pentru ca organul de poliție să poată recurge la măsura arestării. Da, dar s-a trecut peste. Și Gherea la fel, Gherea era deputat, a fost pus pe listă pentru arestare, deci nu s-a ținut cont de imunitatea parlamentară, decât selectiv. Dar Boris Ștefanov, la fel, Boris Ștefanov era deputat, a fost arestat și se pare și bătut destul de rău și faptul că intervenea justiția militară în aceste probleme. Instanțele militare erau atunci, la acea vreme, funcționau pe sistemul curților marțiale, deci nu pe consilii de război sau tribunale militare cum funcționau pe timp de pace, deci în continuare pe curți marțiale, exact ca în primul și în al doilea război mondial. Ori curțile marțiale nu erau, din păcate, la acea vreme formate numai din ofițeri magistrați, ci ofițeri magistrați era doar procurorul și respectiv președintele completului, iar ceilalți din complet erau ofițeri de front. Ori gândiți-vă care era gradul de specializare al unei curți marțiale, care era format din ofițeri de cavalerie, de infanterie, de, nu știu, ață, logistică și așa mai departe. Specializarea ofițerilor din justiția militară abia a venit în 1937, când s-a adoptat și un nou cod penal și cod de justiție militară. Deci mult mai târziu. Și de asta am făcut această precizare, ca să vă puteți face o imagine despre modul în care arăta o sală de judecată cu un proces politic judecat de o curte marțială, de o instanță militară. Bine, acum iarăși procesul, de exemplu, iarăși ce s-a întâmplat și asta e interesant, este că foarte mulți dintre cei care au fost dintre lucrători, iar au fost mobilizați, erau considerați soldați și există niște liste cu procese ale soldaților. Și acolo iarăși se vede absurdului, oameni care n-au mai venit la muncă, după care le-a fost frică să mai apară la serviciu și au lipsit uneori un an, doi, s-au întors la ei în sat, au lipsit un an, doi, după care peste un an, doi se prezintă ei din propria inițiativă la lucru, îi prind și îi arestează. Chiar am găsit un proces, asta ținând și de absurdul birocratic al momentului, un proces al unui soldat care se consideră că dezertează în octombrie 1919, că nu se mai prezintă la serviciu. În octombrie 22, deci după 2 ani de zile, revine, se prezintă singur la lucru. La momentul respectiv e arestat. E judecat timp de 2 ani, deci sentința se dă în 1924 și în 1924 sentința e că îl condamnă la 15 zile de închisoare. Deci 2 ani de zile de proces cu încă 2 de așteptat pentru 15 zile, adică e clar că lucrurile, dincolo de represiune și de violență, era și multă prostie și multă închistare de fapt birocratică, în special în sistemul ăsta militarizat. Da, nu numai. Mai uit pe întrebări, un alt comentariu de la domnul Zbăganu. Argentoianu se laudă că el a oprit greva, sigur că da. Deci Argentoianu, care era ministru de interne, își rescrie așa o biografie pentru posteritate, scrisă prin 42, deci scrisă și în plin regim fascist, când să condamn comunismul era nu doar la modă, era aproape obligație de cetățean. Ca atare reinventează complet istoria momentului, susține că toți cei care au organizat greva erau comuniști și că de fapt inclusiv inventează că ar fi venit și Cristescu cu Moscovici la niște întâlniri cu el, când de fapt după aia tot el se contradice, că spune Cristescu era plecat din țară, dar având această teză că de fapt el a distrus greva și de fapt prin asta a pus stabilă
comunismului. Sigur, chestia asta n-are mai nimic în comun cu realitatea istorică. În schimb, e foarte interesant de citit Argentoianu, nu doar pentru că reprezintă poziția unuia dintre cei mai puternici oameni din sistem și din țară la momentul respectiv, dar și pentru portretele pe care le face, inclusiv liderilor Bevei și lui Moscovici și lui Cristescu și cei portretele face lui Averescu. Ele spun foarte multe și despre ei, dar și despre el și despre logica lor. Și tot Argentoianu a dat o replică chiar la proces, când avocații la proces s-a constituit un grup de avocați foarte buni, inclusiv Ende Cocea, inclusiv Titel Petrescu, care să-i apere pe greviști. Și Argentoianu, în momentul în care și avocații apărării au susținut că nu există niciun fel de argument pentru care să fie judecați lideri în regim de război, pentru că nu e niciun război, ca atare nu au de ce să fie judecați de tribunale militare. Și Argentoianu a spus-o direct, a zis, cum să nu fie război? Păi noi suntem în război cu Partidul Socialist, suntem în război cu socialiștii. Sigur, asta denotă și mult cinism, adică logică, el înțelegea ce înseamnă un război, dar arată de fapt și într-un fel arată și poziția, pentru că realmente era, adică la momentul respectiv nu e vorba că muncitorii și liderii socialiști vedeau lucruri în termen de luptă de clasă, ci realmente și o bună parte din cei care conduceau vedeau lucrurile inclusiv în termenii de luptă de clasă, în termenii în care trebuie să facă cum fac, că toți recunoșteau condițiile de viață ale lucrătorilor sunt execrabile, dar în același timp susțineau și că n-au cum să se modifice, de fapt. Cam asta era discursul. Bobby Bălcanu ne dă un comentariu și poate că și uite că care un pic ne lămurește. Toma Dragu era adeptul colaborării cu guvernul, unul dintre cei care negociaseră o colaborare cu Averescu. Avea păcate mai vechi oricum, a fost unul dintre puținii socialiști care au aprobat participarea României în războaiele balcanice. Mulțumesc, chiar nu știam toate amănuntele astea. Și o întrebare pe care de la Bogdan spune, totuși de ce nu s-au gândit la acțiuni violente? E contraintuitiv să le zici să stea acasă cu mâinile în sân, sunt victime sigure. Asta e întrebarea pe care și-a pus-o toată lumea post-factum. Răspunsul lui Moscovici, și care sigur că reprezintă cumva răspunsul liderilor Partidului Socialist, este că ei au considerat că muncitorii sunt încă prea slabi și prea puțin organizați ca să facă față o confruntare. Și sigur exista precedentul 13 decembrie, deci în care armata trage în stradă, și sigur muncitorii evident nu erau înarmați, evident situația era departe de nu exista un partid revoluționar organizat care să conducă o astfel de întreprindere. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sigur că cealaltă logică ne spune că dacă nu existau lucrurile astea și muncitorii nu au pregătit și măcar să reziste, nu să pornească o ofensivă, de ce au mai lăsat să se întâmple, să aibă loc greva în condițiile în care era destul de previzibil că așa va acționa, guvernul. Și sigur că poziția asta le-a și tăiat din credibilitate liderilor partidului de la momentul respectiv și le-a adus și acuze. Adică în mod clar aripa comunistă i-a acuzat că au fost mult sub vremuri și mult sub mișcare și că mișcarea muncitorească era mult mai puternică și mai revoluționară, dar liderii nu s-au raliat. Și socialdemocrații au acuzat cumva invers, că s-au repezit să declare o grevă pe care de fapt n-o controlau. Grigorovici a zis că versiunea lor din Bucovina a fost cea corectă, o grevă demonstrativă de 24 de ore și așa mai departe. Deci aici lucrurile sunt... Rămân fără un răspuns clar. Răspunsul lui Moscovici este că de fapt ei nici nu vroiau să organizeze, că ei vroiau mai degrabă să testeze terenul și să împingă lucrurile
și că oricum nu vreau să organizeze greva cu, la momentul respectiv cu atât de repede, dar că greva de la CFR le-a grăbit, i-a obligat să grăbească și ei declanșarea, că în momentul în care s-a paralizat tot transportul în țară, era și absurd să nu fie ăla momentul grevei generale în toate, pe toate ramurile. Deci ei, o teorie ar fi că de fapt s-a grăbit prea mult momentul și că dacă ar fi avut timp mai mult de organizare, atunci ar fi avut timp și să intre mai mulți în grevă și atunci cumva să oprească tot. Dar mie mi se pare slabă și chestia asta, pentru că de fapt au intrat foarte mulți în grevă. Problema e că n-au rămas, că n-a putut să fie susținută. Și n-a putut să fie susținută, în primul rând, din cauza represiunii. Adică e fără dubiu chestia asta. Adică în momentul în care și pentru că au apelat foarte rapid la arestarea liderilor. Și asta, mă rog, nu e, adică era foarte și arestarea liderilor plus terorizarea celorlalți la întâmplare, era clar că era destul de greu ca în condițiile alea o serie de grupuri chiar mari de muncitori chiar revoltați, dar neorganizați să ia în vreun fel atitudine. E același tip de modus operandi ca în mai 21. Când în a patra zi a Congresului, pe 12 mai 21, când votează afilierea la Internaționala Comunistă, poliția aștepta afară și când au auzit că s-a votat afilierea, au intrat peste tot în sala Congresului și au arestat pe toți și au dus la Șilava, Malmezon și Băcărești. Deci la fel, acțiune directă, reprimare imediată. Deci în clipa în care, pe principiul acțiunii și reacțiunii. Adică Argentoianu era un tip foarte dur, care acționa foarte, foarte rapid pentru stâmpirea în fașă, să zicem, a oricărui fenomen de revendicări, de acțiuni politice. În același timp, întindea și, adică el, sigur, e clar că el acolo, în ceea ce privește congresul din mai, el chiar spune că i-a lăsat intenționat să-l facă. Adică spune că i-a lăsat intenționat să-l facă ca să aibă motiv să-i aresteze pe toți. Deci acționa chiar era și mult mai pervers, adică nu era doar un tip care reacționa impulsiv și e destul de probabil că a făcut asta, adică e destul de credibilă chestia asta, că special deci diverse lucruri nu le oprea la timp tocmai ca să aibă după aia motiv să intervină mai violent. În același timp, Argentoian ar vrea ca istoria să-l rețină ca pe marele luptător. În același timp, eu nu l-a singularizat deloc, pentru că de fapt exista clar o presiune din partea patronatelor de toate felurile, exista clar o presiune politică. Vintilă Brătianu, cu câteva zile înainte de grevă, a fost la Averescu și i-a cerut expres să-i radă și să nu permită să fie fără milă. Regele Ferdinand, ținem minte că era, vai de mine, cât de speriat era de ce o să-i se întâmple și ce o să-i facă, că dacă pățește și el ce au pățit ăia în Rusia. Deci le-a zis să acționați băieți cât se poate de dur. Adică de fapt a fost o întreagă conlucrare a regimului politic și cu diverse interese economice care a dus la represiune, la articularea represiunii așa cum a fost. Sigur, unii ca Argentoianu, care au orgolii de a rămâne în istorie și care scriu mai bine ca alții, O să tragă, să zicem, pe spuza lor, să ne facă să credem că ei au fost marile creiere, marile eminențe cenușii. Dar e important de văzut tot contextul. Iarăși un lucru important, după greva generală a fost o inflație galopantă. Dacă ne uităm la inflație, și exista inflație, după grevă, inflația a devenit și mai puternică. Ce ne spune asta? Că de fapt tot episodul cu greva a scăzut încrederea băncilor internaționale în faptul că România e țara aia sigură, bastion al anticomunismului și al luptei cu revoluția. Ca atare, jocurile se făceau foarte mult și la nivelul ăsta. Despre asta sigur că nu prea scrie nici Argentoianu, nici alții,
că nu îi avantajează, dar e clar că lucrurile veneau și așa, adică în momentul în care s-a declanșat greva, ea a fost o lovitură de imagine, de fapt, pentru România, ceea ce privește cel puțin finanțele internaționale și comerțul internațional și așa mai departe. Ca atare, era clar că ei trebuie să lovească foarte dur ca să arate tuturor că dețin controlul. Da, cam pe aici. Dacă mai sunt alte întrebări sau intervenții. Dacă a avut un rol pozitiv, un efect pozitiv. Pentru mișcare a avut un rol total nefast pentru mișcarea muncitorească și pentru Partidul Socialist. Acum, pentru guvern, da, reprimarea grevei a fost un element pozitiv, absolut. Dar pentru mișcarea muncitorească și Partidul Socialist au intrat într-un cont de umbră timp de două decenii, ușor, ușor. Da, dar în același timp e o discuție, sigur, greu de purtat și contrafactuală. Dacă n-ar fi fost greva, nu s-ar fi întâmplat tot asta. Adică, de fapt, până la urmă, toate dinamicile internaționale, poziția social-democraților, poziția intransigentă internațională a treia, adică astea mi se pare că au fost factori mult mai importanți, de fapt, sau cel puțin la fel de importanți la destrămarea mișcării, pentru că sigur că situația a fost cruntă, adică de la un partid socialist cu 40.000 de membri în 1920 s-a ajuns peste câțiva ani la un partid comunist care mai avea câteva mii de membri, un partid social-democrat la fel foarte slab, adică a existat o demobilizare a masei de muncitori masivă după episodul 1920. Da, pentru că sunt aripile, adică orice grevist își punea întrebarea, domnule, dacă intru în grebă să fac orice acțiune, ajung în spatele gratilor. Adică pentru orice a retezat din fașă orice încercare de acțiune, să zicem de la firul ierbii, nu mai zic de chestii organizate. La asta mă refer. Încă o întrebare pe lângă grevă. Credeți că, având în vedere modul în care a acționat Argentoianu în 20, a meritat soarta ulterioară? Eu zic la asta să-și răspundă fiecare pentru el. Eu zic că așa e cel mai bine. Așa. În perioada lui Brătianu, politica guvernului era și una de independență față de creditul internațional. Nu știu cât a contat contextul internațional pentru reprimare. Păi nu suntem în perioada Brătianu, suntem încă în guvernul Averescu-Argentoianu. Probabil ideea că guvernul Averescu era un fel de marionetă a liberalilor. Sigur că liberalii teoretic împingeau din spate, dar teoretic lucrurile cred că s-au schimbat, s-au construit treptat. Nu au fost asta pe de o parte, dar sigur că revenind la discuția mai largă așa pentru reprimare, acum sigur că cred că contextul internațional conta enorm pentru reprimare, nu numai din punct de vedere al financiar, dar inclusiv politic. Adică România s-a vândut țărilor din vest ca singura, ca marea apărătoare împotriva bolșevismului. Adică asta, așa și-a negociat inclusiv unirea la 1918, ca țara care poate să fie pavăză împotriva revoluțiilor. Tot timpul a acționat așa și asta era și asta sigur că e clar că ei aceeași politică, aceeași imagine vreau să o păstreze și aceeași politică vreau să o ducă. Bine, evident că nu era nevoie numai de contextul internațional, că și contextul local era spunea același lucru, adică până la urmă familia Brătianu avea interesele în domeniul financiar, bancar foarte directe, nu era vorba neapărat de numai de contextul internațional. Și la fel, foarte mulți de fapt dintre liderii politici ai momentului încă se confundau cu mari latifundiari, cu oameni legați de marea industrie, cu oameni, deci bine, nu că, pardon, încă era, nu știu ce am vrut să zic cu încă, că nu e ca și cum acum ar fi altfel. Dar ok. Dacă mai sunt tot așa alte întrebări? Mai am eu o curiozitate, fără să
monopolizez, să spun, întrebările. No, se poate, adică ați putea încerca o creionare a profilului muncitorului în 1920, cum arăta viața lui la momentul respectiv. Ați amintit că în 1919-1920 sunt trimiși în localitățile de baștină, alții sunt expulzați în altă țară, dar, nu știu, din acea mare de muncitori, zeci de mii, sute de mii, cât or fi la momentul respectiv, se identifică așa câteva profile care se răsară, așa, cam care ar fi viața lor, situația materială, evident, slabă. Da, deci bun, situația în general era mizerabilă. Adică să ne gândim, vorbind de București, de exemplu, am găsit un articol foarte, foarte interesant, un reportaj chiar din 1920, din Strada Veseliei. Strada Veseliei era unde e și astăzi, deci undeva la granița între Pieptănari și Ferentari, unde la momentul respectiv locuiau muncitori de la fabricile din zona Parcul Carol, deci de la Wolf, de la uzinele de gaz și așa mai departe. Și situația era cruntă, adică pe de o parte locuințele erau complet inadecvate, nu exista canalizare, nu exista apă curentă, nu exista electricitate. Pe de altă parte, de cele mai multe ori femeile nu lucrau, deci sau nu lucrau, lucrau muncă domestică, deci numai bărbații aveau un serviciu din care să-și aducă bani. Inflația era galopantă și prețurile creșteau constant. Munca era 8, 10, 12 ore pe zi în funcție de cum era norocul fiecăruia. Dar de multe ori se depășea. De la în condițiile astea în care se întâmpla să se militarizeze fabrica, intra într-un regim de cazarmă. Deci lucrurile erau chiar în condiții obișnuite. Viața era extraordinar de dură și drepturile erau foarte greu de apărat. Majoritatea muncitorilor aveau educație foarte slabă. Era ceva obișnuit ca oamenii să aibă maxim 4 clase. Apărarea drepturilor era un proces realmente dificil. Cam asta era situația. În același timp, sigur că vedem că există sindicate, că există cluburi muncitorești, multe, adică vedem o listă tot chiar din perioada respectivă. O să mă și uit aici că aveam undeva notat și asta. Deci numai în București, unde s-a, deci întruniri muncitorești, vedea pregătirii grevei generale, la sălile, la cluburile muncitorești, Grivița, Ovidiu, Centru, Dudești, Șerban Vodă, Măgurele, 13 septembrie, Piscului. Deci erau multe, existau realmente multe cluburi muncitorești unde care erau spații de organizare în primul rând și pentru ședințe sindicale și așa mai departe și probabil că multe și pentru ședințe politice sau de educație politică. Deci exista și o efervescență a unei vieți sociale. Deci acum uitați, ne mai spune domnul Zbăganu că exista un mit că ceferiștii erau cultivați, calificați, bine plătiți, etebiștii din potrivă și de aceea s-au făcut mulți legionari. Dar cred că e mai degrabă un mit, deși sigur că situația muncitorilor de la CFR era ceva mai bună, pentru că ei negociau mai bine. Aveau sindicatul mai puternic, erau un pic mai bine poziționați decât restul muncitorilor. Sigur că sunt anumiți, adică e o întrebare de ce unii au intrat așa ușor în rândul legionarilor. Dar e probabil că și o tradiție, e o chestie care a ținut și de fabrică. Uitați, de exemplu, mi se pare foarte interesant că inclusiv la greva din deci e interesant că nu toate uzinele au intrat în grevă. Sunt și unele care n-au intrat. Și asta cred că
existau diverse tradiții de un fel sau de altfel. În același timp, eu sunt convins că foarte mulți muncitori care au participat la greva din 20 e posibil să fie intrat ulterior inclusiv în mișcări de extremă dreaptă, pentru că după greva din 20, cred că din multe părți dezamăgirea față de inclusiv de Partidul Socialist e foarte posibil să fi fost mare. Adică și aici ai o explicație pe care până când am documentat mai serios asta, la care nu m-am gândit. Nu mi se pare deloc exclus ca bună parte din rolarea în mișcarea legionară a unor muncitori pe parcursul anilor 20-30 să vină și pe fondul dezamăgirii momentului ăstuia 1918-1920, dezamăgirii față de felul în care a acționat Partidul Socialist și în care au acționat liderii de sindicat și nu numai, inclusiv a limitelor pe care ți le dă organizarea sindicală în contextul Unul dintre dezamăgiți a fost Gheorghe Zaharia, pe care l-ai menționat mai devreme, care a trecut la cuziști în anii 30. Partidul Zaharia Tănase a rămas la socialiști, la socialdemocrați, iar el a trecut la cuziști. Tocmai de asta, din dezamăgire. Da, deci sigur că mai mult ca sigur că lucrurile astea s-au întâmplat. Deci revenind la portretul lucrătorilor, cam asta era viața, dacă mai adăugăm la asta și da, mulți copii de întreținut, adăugăm și bolile profesionale, adăugăm o speranță de viață care în România la momentul respectiv era foarte mică, de fapt cea mai mică din Europa, și care era foarte mică fiind complet dezechilibrată, adică era mult mai mică pentru clasa muncitoare și pentru țărani decât pentru minoritatea mai înstărită. Avem un portret foarte sumbru, adică nu prea avem motive de adică cumva de fapt putem înțelege sentimentul urgenței pe care l-aveau foarte mulți, mai ales pe fondul unei efervescențe extraordinare politice și sociale la momentul respectiv în toată Europa. De fapt, sunt două mari organizații care au organizație muncitorească. Pe de o parte legionarii, pe de altă parte țărăniștii. Deci asta dovedește că muncitorii mei își căutau o reprezentare politică, de fapt. Tratarea în forță a mișcării socialiste și ulterior interzicerea Partidului Comunist a făcut ca să-și caute reprezentare în altă direcție. Exact. Și cât de puternice erau? Cât s-au ajuns să aibă vreo putere sindicatele, eu știu, astea susținute de țărăniști? Păi ei, sindicate, nu sunt convins că au susținut, dar acum... Avea organizație muncitorească, mă rog, mai târziu, exact. Peste ani. Da, asta mai târziu, nu mai încă târziu, din... După 27. După 27. Și PNTS-ul avea organizație muncitorească și Mișcarea Legionară mai târziu a avut acel corp muncitoresc legionar. Deci fiecare partid, deci, așa cum își făceau gărzi paramilitare, penețiștii au avut gărzile naționale, comuniștii aveau gărzile de autoapărare, nu știu, legionarii aveau, nu știu cum se cheamă, legionari. Deci exista în fiecare structură de partid, exista un resort muncitoresc, dar sindicate nu știu dacă au avut. Adică să fie controlate așa cum le controlau socialdemocrații în anii 20, mă îndoiesc. Nu, eu n-am spus sindicate, organizații muncitorești. Organizații muncitorești. Principiile organizațiilor respective. Da. Întrebare. Aici o întrebare apropo de limitele legislației. Care sunt diferențele majore, principiale dintre legislația muncii? Evident, nu exista sub această denumire atunci și acum. Păi există, sigur, o groază de diferențe, mai ales de reglementări de drepturi, care acum totuși există. Adică, de exemplu, acum numărul de ore e foarte reglementat. Și ziua de 8 ore și plata orelor suplimentare și posibilitatea de a sau imposibilitatea de a ține lucrătorii peste program, sigur reglementat în teorie, vorbim acum strict de legislație, nu de cum se aplică. Deci lucrurile astea nu prea existau pe vremea aia. În același timp
nu, mie mi se pare că principala similitudine care e în fond, nu e în formă, e cea a limitării posibilității de organizare a grevei. Deci aici vedem un precedent istoric foarte interesant, pentru că de fapt legislația de la promulgată de guvernul Boc în 2011 a făcut exact asta. De facto a interzis greva. Sigur, pe un alt principiu, acum s-a pot organiza greve spontane, greve trebuie să fie organizate, dar trebuie înainte, dar de fapt principiul același, înainte trebuie să treacă prin proces de negociere cu patronatele. Deci, de fapt, avem. Deci aici văd o similitudine și asta mi se pare că e o chestie foarte importantă, pentru că ne arată de fapt ce armă puternică e greva. Pentru că e de fapt e ceea ce, dacă există această istorie de 100 de ani, cel puțin, în care se încearcă trecerea grevelor în ilegalitate, asta ne arată de fapt ce arme puternice sunt și cât de important ar fi să luptăm pentru dreptul la grevă și pentru organizarea de greve atunci când o permite momentul sau contextul. Adică asta mi se pare ceva de învățat din toată experiența asta istorică. În rest, sigur, rămân. Nu-mi dau seama care era legislația de atunci, nu știu, poate și tu, Mihai, legată de gradul de sindicalizare, care în momentul ăsta știm că e foarte dur reglementat, în sensul în care nu există sindicate pe ramură, sindicatele sunt doar pe companie, numărul trebuie să fie destul de mare ca să poți să formezi un sindicat. Deci în momentul ăsta sunt niște piedici și la construirea unui sindicat, care nu știu sigur dacă existau la momentul 1920, tu știi, Mihai? Da, știu că se abrogase acea lege scelerată Orleanu din 1909 sau nu mai știu, acea lege liberală care prevedea faptul că orice sindicat trebuie să aibă autorizația guvernului. Deci cum ar veni, te lăsăm să-ți faci sindicat, dar cu autorizație de la poliție. Ori mi se pare că în 1920 deja nu mai era în vigoare și cred că deja sindicatele se puteau constitui în alți termeni. Dar nu mai știu care erau actele normative în vigoare pe această speță. Nu dau seama. Dacă mai sunt alte întrebări sau intervenții. Dacă nu, să ne apropiem de final, că vorbim deja de oră 45, să reiau și întrebarea. Așa, nu. Da, rămâne de studiat. Reiau și întrebarea asta altă mai generală. Dacă s-ar putea astăzi repeta o grevă de asemenea învergură și dacă da, ce ar trebui să țintească diferit de cea din 20? Păi și aici cred că poate să răspundă fiecare pentru el. Și aici poate să răspundă fiecare singur. Mie ce mi se pare mai degrabă interesant și asta ar fi de... Asta îți pare interesant, este această coincidență între momentul ăsta al... 1920 al muncitorilor care decid împreună că opresc efectiv toată mașinăria și au proiecție, adică au imaginația suficientă cât efectiv își proiectează, cât au această proiecție de a-și imagina că lumea nu funcționează fără ei și că o pot opri și ține în loc cu toate, cu orice risc. Și momentul ăsta în care trăim acum, în care oprirea a venit forțată, nu... Că ar fi vrut oamenii și nu mai știm cum să reacționăm, adică abia în faptul că a venit că perioada aia din primăvară a stării de urgență și a închiderii definitive, oamenii atunci au început să-și proiecteze, dar stai că există o societate care se poate opri, dar stai că există anumite meserii indispensabile,
Adică, într-un fel, acum apare că nici lucrătorii indispensabili, abia cu ocazia acestui lockdown, au conștientizat că sunt indispensabili. Sau poate că știau, dar nu știau cum să articuleze toată povestea. Unii știau, sigur, eu când de câte ori am vorbit cu mineri și când am coborât în mine și așa, toți mi-au zis, păi ce, crezi că, păi da, de fiecare dată când aprinzi lumina la tine acasă, o să te gândești la noi. Că dacă n-am face noi efortul ăsta, nu știm de unde ar veni lumina. Sigur, deci, dar și asta a venit pe fondul unei educații care venea mai degrabă din perioada socialistă. Deci, în momentul ăsta, pe când la momentul 1920, avem clar un tip de conștiință la multe niveluri, cum că oprirea lucrului e o armă. Și sigur, consecințele au fost tare, adică în București s-a ajuns că nu mai puteau să aprindă felinarele, au chemat elevi de la liceul Matei Basarab, pe care pe bază de voluntariat bănuiesc, adică de obligație, i-au pus să aprindă felinarele în oraș, pentru că era beznă în tot centru. Deci implicațiile erau mari și au fost mari, la fel trenuri, s-au oprit trenuri în câmp, la Cernavodă muncitori mecanici au abandonat un tren și l-au lăsat acolo cu tot cu călătorii în el. La fel, la un moment dat, un tren din București a fost oprit la Ploiești și greviștii din Ploiești nu i-au dat voie să circule mai departe, că ziceau că sunt că au spart greva, adică lucrurile au fost realmente puternice. Noapte bună. Deci cam asta ar fi. Acum eu o să vă atașez aici în chat și un link la harta pe care am făcut-o. Pentru că până la urmă ceea ce am promis că o să fie un tur a fost mai mult o discuție decât un tur propriu-zis, dar dacă vreți să vă uitați la toate punctele grevei și cu fotografii din fiecare loc, cum arată momentul ăsta, o puteți face și separat. Mihai, o ultimă intervenție, ceva ce ținai să spui și n-ai apucat? Nu, aici mai văzusem un comentariu referitor la Brătianu, era mai sus. Adică nu mai găsesc acum. Da, nu mai găsesc. Păi nu, cred că e ceea ce a comentat Raul, la care am răspuns, legat de politica guvernului independent față de creditul internațional. Da, se referea exact la creditul internațional. Era, se referea la politica porților deschise a penețișilor versus prin noi. Versus politica mai degrabă orientată spre... S-au bătut cap în cap. Și într-adevăr, peneliștii, da, liberalii au impus redevențe mai mari și un fel de românizare a capitalului. Exact. Niște condiții la 50%. În anii 20, da. Oricând au venit țărănișii la putere, în 28, au scăzut cuantumul redevențelor și au mers pe ideea porților deschise, împrumutăm bani mulți, să vină capitalul străin în țară și uite așa s-a ajuns la concedieri și la o întreagă nebunie de... Din perioada. Bine, mai ales ca și coincis cu criza, adică politica, adică ei și-au găsit și momentele cele mai proaste în care s-au aplicat politicii respectiv, au aplicat exact invers decât ar fi trebuit. Din punctul ăsta de vedere, PNL-ul a încercat să ramporseze, să dezvolte un fel de capital românesc prin care să se pună pe picioare cât de cât o firavă infrastructură economică a capitalului, să zicem, o rețea de firme și obiective economice. Dar asta exact într-un moment în care nu exista capital local suficient și în care, absolut, teoretic era nevoie de investiții. Da, incipient, în fază primară. Adică lucrurile au funcționat complet ciudat, chiar din punct de vedere al economiei liberale. Nu. Da, și asta se prelungește și în ziua de astăzi. Capital autohton versus capital porți deschise internațional.
Bun. Alte întrebări, comentarii acum de, de final? În afară de mulțumiri și noi vă mulțumim că ați participat și a stat două. Da, de pe Facebook, Sergiu Fendrihan, ceva bibliografie. Da, hai să discutăm un pic despre bibliografie, că mi se pare important. Deci, o să, cred că o să facem și o listă scrisă, da, ca să vă spunem așa. Deci, pe de o parte, începem cu Interbelicul. În Interbelic există o lucrare, Greva Generală din 1920. Să zic, să citesc titlul exact. 1920, contribuții la istoria socială a României, care este scrisă de Roller, mă rog, semnată la momentul respectiv Mihai Rolea, care e, eu zic că e foarte bună, nu doar pentru că, pentru că fiind mai apropiată, preia și destule mărturii, adică el și propune unor diversi participanți să scrie scurte articole de mărturie despre participarea lor la grevă și există și din Ploiești, și din Galați, și din Bucovina, și din Ardeal, deci inclusiv la, la nivel național. Sigur, unele mai interesante, altele mai puțin interesante, în funcție de cine a scris și cum a scris, dar oricum, mi se pare, foarte utilă. După care, în rest, din, din Interbelic, sigur, avem presa perioadei. Cât e cenzurat, cât nu e cenzurat. Ziarul Socialistul apărea tot timpul cu pete albe, cum ați, văzut după momentul octombrie 20. Dar înainte, deci înainte de grevă nu, înainte de 20 octombrie nu, nu e încă cenzurat. Deci acolo încă se pot citi chiar integral materialele. Și acolo sigur găsim și proclamațiile, găsim și răspunsul guvernului, găsim și manifestul. Adică acolo se găsesc, majoritatea documentelor chiar în, în ziar. Pe urmă avem cartea lui Moscovici scrisă în, închisoare despre condițiile, sociale de la momentul respectiv, și care are două părți. Una e despre un fel de istoria grevei, cu ce s-a întâmplat. Cealaltă e poziția lui față de Internaționala a treia, pe care inițial, pe care a trimis-o spre publicare în ziarul Socialismul, dar ziarul Socialismul fiind deja, preluat de aripa comunistă, a refuzat să-i o publice, și atunci el și-o publică separat în, broșură. Deci alea mi se par, iarăși mi se par interesante și, importante. Avem, pe urmă, avem și în, avem în această imensă autobiografie a lui Argentoianu, este descris și, momentul, de fapt, e descris toată relația și poziția lui față de mișcarea de stânga, pe care el o numește comuniștii generic, dar în care practic îi bagă, la, la pachet pe toți, poate mai puțin pe Grigorovici sau. Deci avem asta. Pe urmă, și pe urmă, și care, da, jurnalul e publicat în 40, scris în 42, nu știu exact când e publicat. După care, sigur că după, 45 avem destule materiale. Cea mai amplă lucrare, Greva Generală, asta publicată în 70, asta mie mi se pare cea mai bună. Adică are mici chestii de reflexe, de exagerări ideologice legate de avântul muncitorilor și chestii de genul ăsta, dar realmente sunt mici. În mare parte mi se pare o lucrare foarte serioasă, foarte documentată, cu foarte multe referințe, și care explică așa aproape exhaustiv toată, istoria, condiție dinainte de grevă, grevele de dinainte, greva generală, procesul, deci, urmările. Și pe urmă, sigur, mai sunt tot așa, eu ce am mai găsit, în procesele astea ale, procesele astea ale soldaților, care sunt foarte interesante. Există procesul, dar nu l-am, eu n-am ajuns la el, deci doar l-am văzut citat în diferite locuri. Nu știu dacă există, de fapt, dacă s-a mai găsat ceva de la proces, dar sau doar citate care au apărut în ziarele vremii. Pe urmă, există, ce am mai găsit, Mihai, un dosar de autobiografie a lui Ion Pas, care a fost ascris la ziarul Socialistul, la ziarul Socialismul în, perioada respectivă. El era tot din aripa Moscovici, deci din aripa
socialiștilor, să zicem, critici, deci așa zis și centriști, critici față de Internaționala a treia. E interesantă și autobiografia și dă niște și dă tot felul de informații în plus. Ce ar mai fi? Ah, bine, există o istoria social-democrației publicată de Titel Petrescu, când în 38 parcă e scrisă, tot cum tot în... Mihai. 1946. Deci după. Deci atunci e publicată, mă rog, el cred că a scris-o în timpul, încă din timpul războiului, probabil. Deci acolo, la fel, există un capitol care e destul de bine, inclusiv pentru faptul că citează integral și manifestul, deci acest memoriu al în care care e propusă greva cu toate cauzele, în care sunt descrise amănunții cauzele și sunt date și aceste revendicări ultimative de către Partidul Socialist și sindicate împreună. Există și lucrarea lui Jurcă cu istoria social-democrației, asta e 94, da, asta e de după 90, e foarte slăbuță și partizană și ideologizată, din punctul meu de vedere e de departe cea mai slabă din tot ce s-a scris, din tot ce s-a scris pe subiect, inclusiv pentru că e în ideologia asta, cum să zic, aproape ridicolă a tranziției, în care există un comintern care e un fel de bau-bau, un fel de eminență cenușie, care tot încearcă să distrugă partid, să distrugă mișcarea muncitorească din România. Deci cam asta e paradigma generală și sigur că din cauza asta ratează o groază de nuanțe, dar nici nu se preocupă prea în amănunt, adică e și destul de scurt capitolul cu greva de acolo. În fine, de fapt, tot în cadrul capitolului tot deviază la rolul general al Cominternului și așa mai departe. Cam astea sunt, o să le scriu, cred, dar o să le pun într-un comentariu pe Facebook, că n-am cum să le scriu acum. Dacă vrei tu să mai completezi, Mihai, că poate... Erau memorii lui Iorga, Nicolae Iorga. Și... Să fiți îngăduitori cu noi, că noi am pregătit acest eveniment prin prisma faptului că toate bibliotecile și arhivele sunt închise. Deci ne-am cârpit și noi cu ce aveam prin casă și ce am mai descărcat așa de pe net. Că în rest e lockdown. Da. Dar totuși ceva am adunat. Adică am adunat ceva, da. N-aș... și bine, ce ar fi interesant, dar la astea chiar nu le-am citit, dar sunt foarte curios ce scrie acolo, tot să vrem să facem rost, este și o autobiografie a lui Gheorghe Cristescu, pe care a scris-o în perioada socialistă pentru arhivele partidului, asta e istoria mișcării muncitorești. Sunt foarte curios ce scrie el acolo. Și amintire lui Gheorghe Dinu, poetul Ștefan Rol, de mai târziu, care vorbește când, la un moment dat menționează în 1920 cum i-a cunoscut pe cei din familia Goldstein și povestește cum se adunau tinerii socialiști la lăptăria lui Enache, la Taicăsu, acolo, pe Bărăiței sau pe Calea Văcărești. Pe Bărăție era lăptăria. Da. Și vorbește și îl menționează pe Ion Călugăru, cum a venit când era... terminase liceul la Dorohoi și a venit în București fără niciun șpanț, doar cu chipiul de elev pe cap, cum se strângeau tinerii socialiști fără case și dormeau în sediu din Sfântul Ionic. Și deci sunt, în arhive mai sunt amintiri. Și apropo de Ion Călugăr are și un roman foarte bun. De fapt e un roman care trebuia să fie în trei părți, din care ultima parte era chiar despre grevă, pe care cred că nu am mai publicat-o pentru că nu am găsit-o absolut nicăieri. Deci primul se cheamă Copilăria unui netrebnic. Romanul e de fapt un fel de autoficțiune, e semi-autobiografic. Și al doilea, care e publicat în 39, se cheamă Lumina Primăverii. Și acest Lumina Primăverii e de fapt transformarea, despre aderarea lui la ideile socialiste și se petrece tot în perioada asta, 1916-1918, deci cu un puțin înainte de grevă. E foarte interesant ca să vedem și contextul și social și politic al perioadei. Și urmau a treia parte a acestei trilogii, care se numea chiar că greva din 1920 sau așa ceva, dar care bănuiesc că n-a mai apărut. Eu nu l-am găsit nicăieri, l-am întrebat și pe Paul Cernat, care e
Cel mai, dintre cât știu eu, cel mai bun specialist în viață, în literatură locală, și nici el nu știa nimic. Deci și pe Radu Cosașu l-am întrebat. Deci cred că romanul ăsta cu greva n-a mai apărut. Bun. Cred că e momentul să încheiem. Lumea ne felicită. Vă mulțumim, mulțumim frumos. Mulțumim foarte mult și noi pentru participare și văd că s-au strâns ceva persoane și o să public pe eveniment, o să pun la un moment dat o listă. Am mai găsit un roman care se petrece în timpul grevei, pe care mi l-am comandat acum, dar nu l-am citit încă. O să îl adaug și pe acela la listă, ca să trecem un pic și în partea mai artistică, să zicem. N-am pregăsit lucrări de artă vizuală. Dacă din 13 decembrie avem, fiind situația aia violentă, avem toată avem inclusiv desenele lui Tonița, grafică și așa, cu greva din 20. Nu, nimic. Nu prea am găsit nimic nici în albumele cu grafică militantă. Nu. N-am găsit. Deci înseamnă că rămâne datoria noastră să facem lucrările astea. O să mă mai uși o dată, dar mă îndoiesc. Bun. Mulțumim mult, o să încheiem aici și un singur lucru mai menționez ca să rămână în istorie, că discuția a făcut parte din proiectul Moșilor Vechi, deci ar fi trebuit să fie în primă fază un tur mai degrabă doar pe cartier, dar pe care l-am extins online la tot orașul. Un proiect, în fapt un program cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Mulțumesc, seară bună și o să închid acum. Sau...